Ce pățire? Bobică. Ce-ai făcut? Bobică. Bobică! Sunt rând deschise. Exact, sunt rănile deschise și infecția la ele poate fi fatală. Dragii mei, am ajuns din nou în București, suntem acasă la familia Nistor. Alături de mine este doamna Nișoara, mama Ilincăi. Am deschis o nouă campanie de strângere de fonduri pentru Ilinca, pentru că, din păcate, ea suferă de o boală foarte rară și aș vrea acum să o rog pe Anișoara să ne spună de ce boală suferă Ilinca. Boala se numește epidermoliză buloasă, e o boală genetică foarte rară, la noi în țară sunt în jur de 80 de cazuri. Boala constă în apariția unor bule cu lichid, care mai târziu se transformă în răni deschise, aceste răni trebuie bandajate. Bandajele sunt unele speciale care, din păcate, noi nu ne permitem costul lor. Ne ajută, practic, să bandajăm rănile care apar și să nu se infecteze. Practic, pentru că asta sunt răni deschise. Exact, sunt rănile deschise și infecția la ele poate fi fatală. Dragii mei, cum putem să o ajutăm pe Ilinca să poată să-și cumpere lună de lună bandajele de care are nevoie și care se ridică, așa cum a spus și doamna Nișoara, la peste 5.000 de lei pe lună? Intrați chiar acum pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, pentru că acolo avem deschis o campanie de strângere de fonduri pentru Ilinca și puteți dona online cu cardul, prin BTP, prin Revolut, prin transfer bancar, prin firmă dacă doriți. Și în felul acesta vom reuși, dragii mei, cu ajutorul dumneavoastră să-i cumpărăm lună de lună bandajele de care Ilinca are nevoie. Vă mulțumim pentru fiecare donație și pentru tot suportul dumneavoastră.